Firi Puberu, ce e asta, domne, pe Facebook? Doamnelor și domnilor, Firică de la Teleorman și Puberu de la ANAF își fac de cap în timpul liber. Ai rezervorul gol, Pubere? Da. Se finită la Cameria. Ha? Plânge și suspină. Vedeți dumneavoastră, eu v-am spus, e mai interesant ce se întâmplă după emisiune sau în pauze decât așa, un bătrânel pe canapea. Cum? Filmulețul de l-am găsit pe Răzvan Simion Neața. Mai pun poze, colegul Dani. Am pus ieri o poză, eu țineam în brațe copilul colegului Georgică. Dani de la botez, era mai veche fotografia de acum un an. Copilul Amalii. Știre, Răzvan și Dani se pregătesc să devină părinți. Eu acum... Eu... Simt că sunt deja, adică... Da, da, mai ales că fiică mi s-a spus până mai anul trecut, fata lui Răzvan și Dani. Vedeți dumneavoastră? Ia măriți fotografia ca să o arătăm și pe post. Este o creație a colegului Puberu, botezul lui Georgică, botezul Amalii. Vedeți, în partea din dreapta, colegul Dani îl ține pe micuțul Amaliei, care este... De-a dreptul surprins, da? În partea din stânga, ăsta brunețelul e surprins rău de tot de mărimea copilului, da. Știre, Răzvan și Dani se pregătesc să devină părinți, împreună. Doamne ajută, dar nu știu cine să fie mama purtătoare dintre noi doi. Eu nici nu vreau să iau în greutate în perioada asta, plus vrei că să stai tu mai mult acasă, te rog. Da? Da, o să-ți facem ție. Uite, nu m-am gândit la asta. Da, plus că eu cred că am trompele legate sau ceva. Că... E, ce ai de mine, ca să nu vorbim... trompele legate, Dani, ai cununiile legate. Zău? Da. Ai fost la vrăjitoare? De unde știi? Nu, eu nu. Am